după ce mai multe victime au fost raportate ca urmare a unui atentat sinucigaș la sediul industriei aerospațiale turce din capitală, forțele aeriene turce au lovit ținte ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, în nordul Siriei și în Irak. Ministerul turc de interne a catalogat incidentul din Ankara drept un atac terorist, iar televiziunea turcă a raportat că explozia a fost cauzată de un atentator sinucigaș, iar 5 persoane au fost ucise și 22 au fost rănite. Ca răspuns la acest incident, Turcia a atacat 32 de ținte kurde. Ministerul turc al apărării a declarat că forțele armate ale Turciei vor continua lupta împotriva terorismului cu hotărâre până când nu va mai rămâne niciun terorist. Sublinind dubla măsură a Turciei în raport cu Israelul, autorul creștin Amir Sarfati a spus, cităm, pentru Erdogan, numai evreii nu au voie să răspundă teroriștilor care îi atacă. Bănuiesc că atunci când vine vorba de propria sa țară, Turcia, un răspuns foarte puternic la un atac terorist este acceptabil de către Erdogan. Când vine vorba de Israel, standardele sunt diferite. Doar pentru Israel, teroriștii sunt numiți luptători pentru libertate, iar cei care au fost atacați, adică evreii, și-au răspuns cu forță, sunt naziști. Franța va oferi Libanului un pachet de ajutor de 100 de milioane de euro, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la o conferință internațională în sprijinul Libanului, care a început joi la Paris. La începutul conferinței, Macron și-a reînnoit apelul pentru o încetare imediată a focului. Israelul și Iranul nu au fost invitate la conferință. În discursul său de deschidere, Macron a făcut un apel la Israel să înceteze atacurile asupra regiunilor din Liban, a subliniat necesitatea de a opri atacurile Hezbollah asupra Israelului și a subliniat necesitatea de a pune în aplicare rezoluția 1701 a ONU. Macron a remarcat totuși faptul că Iranul este cel care împinge Hezbollah să se confrunte cu Israelul și a declarat că este necesar, cităm, să se pună capăt războiului altor țări pe teritoriul libanez. Premierul interimar al Libanului, Najib Mikati, a reiterat în timpul unui discurs faptul că autoritățile țării sale sunt pregătite să pună în aplicare rezoluția 1701. El a adăugat că armata libaneză, care va fi desfășurată în sud, a început recrutarea și ar putea trimite 8.000 de soldați la graniță. Săptămâna aceasta, Musa Abu Marzuk, unul dintre puținii lideri Hamas rămas în viață, a avut o întâlnire la Moscova cu adjunctul ministrului rus de externe, Mihail Bogdanov. Discuțiile din cadrul întâlnirii au fost despre viitorul fâșiei Gaza. Liderul Hamas a declarat că unul dintre scopurile vizitei a fost dorința organizației ca Rusia să îl convingă pe președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas să înceapă discuțiile privind formarea unui guvern de Uniune Națională care să guverneze fâșia Gaza după război. Ca un gest reciproc, Abu Marzuk a promis să elibereze doi ostatici cu cetățenie rusă, Alexander Trufanov și Maxim Harkin. Prezența liderului Hamas la Moscova nu este întâmplătoare, deoarece președintele Mahmoud Abbas a sosit marți la Kazan, capitala Republicii Tatarstan, pentru a participa la summitul BRICS la inițiativa președintelui rus Vladimir Putin. La summit participă și secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, ceea ce a înfuriat Occidentul, care acceptă cu greu că măsurile de izolare împotriva lui Putin nu au efectul dorit, ci pare mai degrabă că liderul rus este tot mai curtat să se implice în zonele fierbinți ale lumii. În fiecare an, în octombrie, Agenția de Presă a Bisericii Romano-Catolice Fides publică statistici pentru componența acesteia, structurile pastorale și alte aspecte ale instituției la nivel mondial. Ultimele date oficiale arată că în prezent există aproximativ 1,4 miliarde de romano-catolici în întreaga lume, cu aproximativ 13 milioane de oameni mai mulți decât în anul precedent. Europa este singurul loc în care se constată o scădere a numărului de romano-catolici cu aproape jumătate de milion. Pe toate celelalte continente, numărul catolicilor a crescut, în special în Africa, unde a crescut cu 7 milioane, și pe cele două continente americane cu 5 milioane, urmate de Asia și Oceania. Datele actuale confirmă declinul creștinismului istoric, datorat în mare parte scăderii natalității, dar și creșterii secularismului și ideologiilor progresiste. Oh.